Vicele democrat liberal Marin Antonescu s-a amuzat copios pe seama acestui subiect. Să pretinzi că ești primul sondaj cu acest procentaj este gluma săptămânii, s-ar putea să fie și a anului. Din fericire, nu va putea fi gluma anului viitor, că anul viitor nu vom glumi și vom avea procentajele date în alegeri. Că domnul Țuțeanu nici măcar în propriile sondaje se pare că nu crede, de vreme ce afirmă despre sine că se situează undeva la 60%. Și am să-i spun că 60% nu au toți candidații care au intrat în sondaje, cu excepția domnului Florin Popescu, firește, la județ, și a domnului Gabriel Boriga la municipiu. Ar fi o performanță extraordinară pentru ei să se înscrie în baremul de 45% însumat, din care domnia sa, fără îndoială, că va aduce cam jumate zestrea electorală reală pe care stă domnul Țuțeanu.